De aceea Apostolul Pavel, fiind un tip pragmatic, omul familist cu probleme, cu griji, omul care știe ce înseamnă responsabilitatea zilei și toate atribuțiunile de soț în exercițiu, vine și îl întreabă pe Mântuitorul Iisus Hristos următorul lucru. Cu noi oare ce va fi? Deși întrebarea pare simplă, ea este generală, cu tot pământul. Și iată ce spune Iisus Hristos. Când voi fi pe tronul slavei, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și am să vă spun eu de ce v-am spus lucrul acesta. Și apoi continuă. Dacă poți lăsa casă, frați, surori, tată, mamă, femeie, copii, țari, pentru numele meu, înmulțit vei lua înapoi, dar nu aici, moștenirea cea veșnică. Și cei din tâi vor fi pe urmă și cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Am considerat că este necesar să facem această apologie înainte de a începe predica de astăzi pentru a înțelege trei lucruri distincte. Ați văzut și în general ochiul vede, urechea aude și mintea pricepe. Majoritatea oamenilor pun accent foarte mult și pun tot timpul punctul pe ei spunând ce-ți trebuie aia sau ce-ți trebuie aia sau ce-ți trebuie aia altă sau de ce ai făcut aia așa sau de ce ai făcut aia așa. Nimic din ce este pe pământ și este pus la îndemâna omului nu este străin omului. Că omul a reușit să atingă prin știință performanțele duhovnicești și să aibă o rachetă la fel de bine, că a reușit să aibă un aparat ultra-sofisticat foarte bine, că a reușit să aibă un bolid foarte bine, că a reușit să aibă o casă din sticlă foarte bine, că a reușit să aibă avion foarte bine. Deci toate în considerația minții umane își au rolul și sensul sau definesc, să spun eu, personalitatea celui care le poartă. Dacă pe omul simplu îl vezi în carul cu boi pictat de Grigorescu, care și astăzi când te duci într-un muzeu mai valorează mai mult uneori acel tablou decât o localitate, la fel de bine acel car cu boi nu reprezintă nimic pentru omul modern care are, să spunem, o mașină străină cu mii de cai putere. Sau sute, că nici nu știu câți cai trebuie să aibă. Oricum mulți, că fuge. De ce am amintit lucrul ăsta? Tehnica pe care omul a pus-o în slujba lui, cu îngăduință de la Dumnezeu, deopotrivă îl poate apropia de Dumnezeu, deopotrivă îl poate depărta de Dumnezeu. Deopotrivă îl poate numi bogat și deopotrivă îl poate numi sărac. Ești bogat fiindcă pornești televizorul din telecomandă. Ești bogat pentru că încălzești mâncarea din telecomandă. Ești bogat pentru că deschizi seiful din telecomandă. Ești bogat pentru că te sui în avion din telecomandă. Ești bogat că toate le faci prin telecomandă. În schimb, ești sărac pentru că atât de mult a sporit lumea încât n-a putut depăși stadiul de întâlnire cu Dumnezeu care rămâne la nivel sufletesc și personal în aceeași formă și măsură ca acum 2000 de ani. Când eu vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, trebuie să mă retrag în locul meu de întâlnire cu El, stâng ledurile, ca să nu mai spunem becuri, că nu mai e la modă, aprind lumânarea care va fi veșnic cărată de gura albinei din ceară curată, pun bucățica de tămâie să miroase frumos parfumul acela de mireasmă care să-mi facă legătura între mine și Dumnezeu, ca să înțeleg că acolo e loc unde eu mă pot ruga și să-i rostesc câteva cuvinte sincere și curate lui Dumnezeu. Apoi îmi pun perinuța sub genunchi și mă pun în genunchi și rostesc o rugăciune, fie ea lungă sau scurtă, atât cât îmi permite mie cugetul meu,
și în clipa aceea eu sunt bogat în Dumnezeu. O poezioară a lui Ioan Iacob, sau poate chiar o priceasnă, n-am aminte exact de unde o am rămas așa printre gânduri, suna cam așa. Poți să ai toți banii lumii. Spune acolo mai departe. Să-ți stea în praf arginții, adică să stea aruncați. În zadar, dacă ai pierdut aurul credinței. Adică averea pământească este averea de care te folosești ca om cât trăiești, iar averea sufletească este averea de care te folosești ca om după ce nu vei mai fi în lumea vizibilă. Pentru că noi confundăm cele două sensuri, și ale vieții și ale morții. Moartea, de fapt, ne învie și rămânem veșnic cu Dumnezeu. Deci când murim, de fapt, trăim. De aceea spune moartea-i somn și întâlnire cu Hristos. Și în aceeași măsură, aceeași moarte mă distruge pe mine prin faptul că, deși trăiesc viu, faptele mele mă arată că sunt mort. Adică eu sunt mort lui Dumnezeu și mort sufletește încă din viață. De ce? Pentru că m-am dedicat numai unui lucru care aparține cui? Trupului. Și când câteodată observ câte o persoană din asta, în general oamenii se ambalează. Drujba, motoreta, mașina, toate se pot ambala și omul se ambalează. Părinte, n-ați văzut câte nedreptăți, n-ați văzut câte fără de lege. Omule, trebuie să înveți un singur lucru. Când Lot făcea o corabie de 200 de picioare de lung, adică de un picior înseamnă un metru și un pic, toată lumea bea, mânca, se distra, se mărita și se însura. Dar când a venit potopul, în corabia aceea a intrat doar nebunul de Noe cu familia lui. În Sodoma și Gomora era numai Lot cu fetele lui și cu soția lui, iar toți ceilalți amărâți și nenorociți ai cetății respective care aveau josniciile acestea trupești ca formă de manifestare a simțurilor și a plăcerilor, au ars cu foc și a curs focul în cascade din cer și i-a mistuit, în timp ce îngerii lui Dumnezeu îl suiau pe Lot și fetele lui în muntele Țoar, salvându-l de la pieire. Și de unde știm lucrul ăsta? Scriptura ne arată că atunci când acei bărbați au cerut pe îngerii sub formă de tineri să păcătuiască cu ei, a zis, vă dau pe fetele mele care sunt curate, adică erau fecioare. Și a spus, nu, noi cu ei vrem. Și atunci s-a mâniat Dumnezeu, i-a umplut de bube, i-a orbit, l-a luat pe Lot și pe femeie și pe fiice, i-a suit în munte, iar cetatea Sodomei și Gomorei a pierdut-o cu foc. Era singurul credincios. Deci același lucru trebuie să-l urmăm și noi conform Evangheliei de astăzi și o să vedeți unde mă opresc. În a înțelege că binele nu se face în monobloc. Deci nu există, am mai auzit o chestiune frumoasă de altfel, dar nu-i văd frumoasă de altfel, dar nu-i văd esența. Mi-a spus într-o zi o persoană ceva de genul. Părinte, de ce ăia de la yoga se întâlnesc la o anumită oră și se concentrează toți și se roagă și își unesc rugăciunea și creează deasupra pământului nu știu ce energie? Și am zis, măi dragă, eu nu știu ce energie canalizează ei și unde o trimit, dar eu știu că duminică, în fiecare zi sau sărbătoare, de la 10 la 12, încep în bisericile creștine peste 20.000 de sfinte liturghii pe planeta care suntem noi la ora asta, pentru că pe partea cealaltă a planetei, unde acum dorm și noapte, și noi când dormim, aia se scoală și se roagă. Și pământul este permanent sub o energie a Duhului Sfânt, invocată prin puterea preotului care spune, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostol, pe acela nu-L lua de la noi, ci înnoiește nouă celor ce ne rugăm ție. Și eu consider că în fiecare biserică,
De fiecare dată când coboară Duhul Sfânt, acolo este energie. Dar este energia de care am eu nevoie. Nu e o energie care vine nici din bioenergie, nu e o energie care vine neapărat din studiul Reiki, nu vine o energie care e neapărat din cristaloterapie, sau, mă rog, câte au mai inventat oamenii, s-a inventat acum și numărarea firilor de păr și treaba lor de ce o fac. Dar, atâta timp cât eu sunt izvor și sursă de energie și am dumnezeiescul botez și am asupra mea cămașa albă a Duhului Sfânt de la botez, dă mie haină luminoasă, eu sunt într-o permanentă energie. De aceea când te duci la biomagicianul ăsta pământesc, îți spune, v-am văzut aura, n-a văzut nimic, eu doar așa o poveste în mintea lui și ataca să o crezi. Și este strălucitoare. Obligatoriu aura noastră este strălucitoare pentru că suntem botezați. Iar energia care se degajă în jurul nostru este energia vieții, care este lumina sufletului din noi și este lumina Duhului Sfânt care ne îmbracă la botez. Deci prima bogăție pe care o am eu în calitate de om este energia Duhului Sfânt și bogăția luminii Duhului Sfânt. Lumina este Tatăl care stă în mintea mea, lumina este Fiul care prin împărtășani este în inima mea și lumina este Duhul Sfânt care mă îmbracă atunci când m-am pecetuit cu marele mir prin taina Sfântului Botez. Căutând mai departe la bogăție și încercând să nu o amestecăm, vom vedea că bogățiile pot fi folositoare și nefolositoare. Folositoare atunci când cu ele poți face comoara în cer, conform lui Iov, care zilnic aducea seara și dimineața un bou de jertfă, ca nu cumva fiii și fiicele lui să fi greșit înaintea Dumnezeu, sau el măcar cu gândul, era un om drept, în ținutul urcă, sau cum spune acolo, pe numele lui Iov, dar în același timp și o bogăție nefolositoare în care spune acolo, voi zidi hambarele, voi mări jitnițele, toate le voi strânge și le voi stoca acolo și voi spune sufletului meu, bea, mănâncă, veselește-te că ai strâns multe bunătăți pe mulți ani. Deci, în momentul în care eu îmi înmaterializez viața spirituală și consider că ea poate face parte numai din lucruri de materiale agonisite, deja am depășit un pic limita normalului sau limita superiorității creației. Deci, în momentul în care eu am fost născut să fiu ca rege al creației, dar m-am înfundat în niște lucruri banale care trec și n-aș vrea să fiu răutăcios când vă spun lucrul acesta. Când mor oamenii de rând, nu-i interesează pe nimeni, că așa e firesc. A murit un om necăjit. Unu-i duce un ștergar, unu-i duce un copârșeu, unu-i duce un colac, unu-i duce o haină, unu-i duce un orez, un ulei și i-a făcut și l-a un parastas și l-a zvârlit în groapă. Dar când moare un baștan, ca să folosim un termen modern de astăzi, un cinemisiel în fața mea, așa, oglinzii, tot satul este prezent să-l cinstească pe acela, dar mai mult să vadă și să admire imaginea morții celui bogat sau celui mare. Și toată lumea îl slăvește și îl laudă și îl ridică și îl coboară și îl cinstește și îi dă ode și vai ce calități avea și cine mi-a fost el și cine mai putea să fie, dar n-a mai fost timp. Și în felul acesta s-a sfârșit și omul respectiv. Toată lumea credea că fără el societatea s-a înnăruit, nu mai merge mai departe. Iar de a doua zi, din firescul lucrurilor, sub două brazde de pământ și sub o cruce, același doarme somnul liniștii personale și societatea și cu bune și cu rele merge înainte. Merge înainte în tumultul și vacarmul ei pământesc, așa cum o croim. Bețivul va merge în continuare la crâșmă și va bea că-i satisfacția lui, curvarul va prinde femei și se va prostitua că-i plăcerea lui, hoțul va fura în continuare că-i, cum să spun eu, atracția și bucuria lui, criminalul va ucide la fel foarte bine
mai departe în satisfacția lui, creștinul va merge în continuare la biserică, se va ruga, va aprinde lumânări și va crede că aia e totul pentru el. Și de aici apar controversele. Apar controversele datorită faptului că societatea s-a împărțit pe bresle. Nemernici, ticăloși, stricați, ușuratici, naivi, zăpăciți, inteligenți, deștepți, analfabeți, cârcotași, bârfitori și cum vrei să o iei. Ei, toate aceste bresle în mersul lor uită că în calea curățirii și a purificării lor stă o lege. Și aceea e legea lui Dumnezeu. Această lege a lui Dumnezeu se transmite, după cum Hristos ne spune într-un pasaj din Evanghelie, și zice așa. Cei ce mi-ați urmat mie, nu știu dacă la noi se referă, poate la în general oamenii credincioși, la înnoirea lumii. Deci vedeți la ce? La înnoirea lumii. Noi mai vorbim odată în Apocalipsă de cer nou și de pământ nou. Cer nou, adică un văzduh fără demoni, ei vor fi legați în fundurile iadului spre a pătimi și a fi judecați de ispitirile care le-au făcut oamenilor în acest timp de la înălțarea la cer, adică de la cincizecime, ca să spunem, și până la parusie, care înseamnă venirea a doua lui Hristos, ca să nu vorbim în termeni neînțeleși, sau de la pogorârea Duhului Sfânt până la înfricoșata judecată, mai simplu. Și pământ nou, după cum spune psalmistul David, că pământul se va noi, va arde, munții vor curge ca ceara, pădurile se vor topi ca fânul, că vine să judece pământul cu dreptate și cu îndreptare. Iar spune mai departe Scriptura, cei drepți vor fi mai rari ca piatra safirului.